Bună ziua și bine ați revenit la Taifas cu tu, grăsuța! Ce faceți, grăsuții mei? Ce faceți? Faceți bine? Sper că faceți bine. Sper că ți-a trecut durerea de cap. Știi tu care ești. Mă jicam puțin cu părul meu. Nu mai pot de frumusețea părului pe care l-am. Stățulea, că sunt scut cureaua asta din talie. Faza că am fost și am mâncat. Am fost în oraș și am mâncat. Și când am venit din oraș, ieri m-a sunat fata băbuței la care am lucrat și mi-a zis să trec pe la ea și am zis că ce bine, pentru că vreau să-i duc o felicitare, un mic cadouaș pe care îl pregătisem eu pentru ea. Și da, și ea la fel mi-a pregătit un dita mai cadou. Nu știu exact ce se află înăuntru, pentru că este împachetat frumos și nu am să-l desfac și nici nu am să trag așa cu ochiul să văd ce este înăuntru, chiar dacă este foarte ușor, pare hârtie de aia de cadou deasupra, dar și poți vedea, adică scoți hârtia din pungă și vezi ce e înăuntru, dar n-am să fac asta până când nu este prima zi de Crăciun, atunci când se desfac cadourile. Și astăzi am primit și o scrisoare de la Andreea din Canada, tocmai, și îți mulțumesc foarte, foarte mult. Bineînțeles că și felicitarea ta sau scrisoare, nu știu exact ce e înăuntru, am să o citesc și pe ea, Doamne, în ziua de Crăciun o să fie o grămadă. Cred că o să fie cel mai lung video, cred, pentru că am 1, 2, 3, 4, 5, 6 scrisori și 3 cadouri de la fata babei și 2 de la fete și cadoul meu de la mine pentru mine, se știe. Așa, și nu știu dacă o să-mi dea ceva soacra mea sau nu, vom vedea în ziua de Crăciun, dar vreau să desfac atunci împreună cu voi și o să fie cam greu, pentru că voi o să-l vedeți, cred că, în a doua zi de Crăciun, pentru că, na, prima zi îl desfac, deja este după amiază seara la voi, când îl desfac eu dimineața, este după amiază, de fapt, și, na, nu știu cum o să facem, deci chiar nu știu cum o să facem. Da, cred că în prima zi de Crăciun o să fac altceva. Mă refer în prima zi de Crăciun la români. Iar în prima zi de Crăciun la mine am să filmez cum desfac cadourile și ce am primit. Să vedem. Pardon, da, Gheorghiță, să acasă, poți să vii să mă vezi. Să văd, bine, nu cadouri pe care mi le-am făcut singură. Mă refer celelalte cadouri de la voi și de la fata babei. Și da. Astăzi, pentru că mi-a ajuns a doua comandă, eu credeam că o să ajungă mai târziu, adică v-am zis eu că am cumpărat lucruri pentru casă, lucruri mai alte lucruri și am să vă arăt într-un al doilea video. Se pare că astăzi mi-au ajuns restul comenzii. Bine că tot a mai rămas de trimis ceva, dar nu știu, poate am să o fac într-un alt video mai încolo, nu știu dacă, sau poate nici n-am să-l mai fac. Lipsește o geantă, 6 perechi de cercei, parcă, 2 suporturi pentru gene false și 2 suporturi pentru bijuterii. Nu știu, dacă o să vreți să-l vedeți când ajung și alea, lăsați un comentariu dedesubt, dacă nu, cine știe, într-o zi o să vă arăt așa când o să fac turul camerei. Uite, astea au fost cele care nu v-am arătat atunci. Eu încă mai am de făcut 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 7, 2, 1, 6, 6 și a 7 e o trusă de iluminatoare, deci 6 truse care eu le-am cumpărat, nu, 5 le-am cumpărat, una am primit-o și încă nu am făcut review la ea, nu știu, vreau să termin odată cu review-urile astea, pentru că vreau și eu să încep să le probez, să fac machiajul, să vorbesc despre ele, cu ele. Ce faci, trusă? Bine, Dana, tu ce faci? Te mozolesc acum. Vorbesc cu trusa. Da. Vreau să îmi cer scuze pentru gramatica de care vedeți și voi că nu dau dovadă, că stau bine la gramatica limbii române. Am
am făcut o greșeală, am scris azi dezlegat, când trebuia să scriu legat, am văzut că am fost penalizată. Și îmi cer scuze, se mai întâmplă, acum ce vrei, să-mi iei viața? Asta e, mulțumesc celor care m-au anunțat. Bine că am avut două care au fost așa mai agresiv, o leacă. Și cineva care mie mi-este drag mi-a zis în particular, vezi că o să sară dușmanii pe tine că ai scris, că ai, nu dușmanii, nu știu cum ai zis, persoane oricum rele, o să sară pe tine, vezi că ai scris dezlegat când se scrie legat. Îți mulțumesc frumos că ai făcut-o în particular și nu mai tăbăcit acolo. Și fază că știți că acest canal este unul cât se poate de real. Mai facem și greșeli gramaticale, mai dăm o măsă pe treabă, de treabă că nu cred că niciuna, niciodată nu ați făcut greșeli. Plus, eu fiind în țară străină și vorbesc românește doar cu voi și câteodată când vorbesc acasă cu părinții, deci vă rog frumos, nu mă bateți prea tare la fânduleț. Și culmea mie îmi place. Gata, hai că intrăm prea multe detalii și ăsta nu este video de la obscen. Ok, ce ați mai făcut? Începem să vă arăt haul-ul. Nu este foarte mare pentru că au fost produse de casă. O să vă arăt imediat. Aveți puțin tică răbdare. Am să încep cu geanta că îmi stă aici în cap și vreau să scap. Dacă țineți minte, am cumpărat la un moment dat geanta asta și pe gri și v-am zis că mamei mele i-a plăcut foarte mult și mie mi-a plăcut foarte mult geanta pe gri și am zis că vreau și pe verde, că chiar culoarea asta așa nu cred că aveam la nicio geantă și am și rochie, am vreo două rochii și am și kimonoul ăla cu verde pe care l-am luat zilele trecute și cred că ar merge foarte, foarte bine această geantă și mi-a plăcut la nebunie, v-am zis, pe gri și materialul și totul cum e făcută și am zis că trebuie să îmi comand iar pentru că am avut ocazia să mi-o recomand. După, ăsta este un set de 5 chestii. Primul l-ați văzut. Al doilea este această geantă, tot la fel, de mers prin oraș. Aici are ca un fel de piele întoarsă și aici pielea normală, bine că nu cred că e din piele. Și arată așa, o pui pe umăr sau poștaș sau în gât sau în cârcă, cum vreți voi. Am să o pun deocamdată acolo. După vine cu un astfel de portofel pentru mărunțișuri sau ceva. Nu știu, ai putea să ții în geantă, dar cam mare asta. De obicei asta se poartă așa separat, dar e cam mică să o porți separat și e prea mare să o porți în geantă. Așa că eu cred că am să-i scot chestia asta și am să las pur și simplu ca un portofel să pui, ce știu eu, rujul, o oglindă sau ce ai nevoie. După mai este acest mini portofel numai pentru cărțile de credit și mi s-a părut foarte, foarte interesant. Bine că poți să pui și buletinul, pentru că buletinul la noi, la americani, este mic atât cât e asta și da, ar merge perfect. Și după aia gentuța, care iar este foarte frumoasă și v-am zis că mie îmi place pe negru și a trebuit să cumpăr și pe verde și îmi place materialul și îmi place că vine cu pompomul ăsta și nu trebuie să-l mai cumperi tu. Și că un cur de iepure. Am pus cur de iepure la geantă. Da, era drăguțel așa. Voi mi-a zis ce faceți sau nu mi-a zis? Sper că mi-ați scris. Sau iar vă uitați la mine fără să scrieți. Și nu uitați să lăsați și like-uri. E ca atunci când mergi cu tramvaiul sau cu biletul. Like-ul e ca și cum plătești biletul de... plătești biletul de tramvai. Faza că, să ne înțelegem, dacă voi îmi dați like sau dislike sau ceva de genul ăsta, nu câștig eu niciun ban. Deci nu e vorba de câștiga bani. Dar dacă sunt foarte multe like-uri, atunci când cineva intră pe YouTube din România sau așa, apare ca recomandate pentru că sunt multe like-uri sau ceva genul ăsta. De asta de obicei este foarte bine să dai like. Și cine vrea să mă ajute cu un like sau și mai mult cu un share, vă mulțumesc tuturor care ați dat share-uri zilele astea, săptămâna asta, săptămânile astea, lunile astea, care ați dat share pe pagina voastră de Facebook, că așa ne adunăm mai mulți grăsuți. Adică
ăla află de la ăla, pentru că dacă mă țineți aici numai pentru voi, cum ar veni și nu dați share, nimeni nu află de mine și nimeni nu vine, vrea să vină în familia noastră. Așa când dați share, se uită și Gheorghiță, așa frăsână, așa aia, așa aia, așa aia, și dacă îi place, se înscrie și dă și share. Și tot așa, tot așa creștem. Da, următorul produs pe care l-am comandat este acesta. Este un suport pentru telefon. Deci pur și simplu îl pui pe birou și stă telefonul, depinde cum vrei să-l pui în picioare sau... Faza că eu de obicei vorbesc cu părinții acasă sau cu nepoței. Și na, să stai toată ziua cu telefonul așa, mai bine îl pui pe birou sau când o să facem live-uri, îl pui pur și simplu pe birou și dai din gură. Știu că zicea cineva la un moment dat că au scris 5 YouTuber sau 4 YouTuber o carte cum s-au apucat ei de YouTube. Și am zis că cum n-ai bani să te apuci de YouTube? Deschizi o cameră și, începi să dai din gură. Cum poți să te apuci de YouTube? Adică nu-ți trebuie facultate să te apuci de YouTube. Dacă îți place chestia asta, tu așa te apuci, nu? Acum, aici, să văd dacă nu-mi foarfec. Mi-am comandat ceva. Să zic că în toate sunt la fel sau e altă șmacărie. Asta e la fel. Cred că și asta tot la fel, că de n-ar fi în două la fel. Cutii care arată la fel și ar fi altceva separat. Da, sunt la fel. Deci am comandat 3 bucăți, dar am să vă arăt pe una că deja am deschis-o. Și n-are rost să le scoți și pe astea. Arată așa. Și astea le pui la frigider. Deci cum e frigiderul... Să vă arăt pe tabletă, da? Cum e chestia asta de la frigider, așa, sertarul. Ridici puțin aici. Stai că aici... Ridici puțin aici și îl pui așa. Vedeți? Și poți să pui anumite chestii, ce știu, dulciuri sau... Na, și pur și simplu tragi și îl împingi așa. Și mi s-a părut ideea foarte, foarte ingenioasă, pentru că nu tot timpul, cum să zic eu, umplem diferența de la frigider. Câteodată este diferența mare. Dacă pui o oală, da, se umple. Adică, dar dacă pui salamuri, brânzeturi, ouă sau ceva de genul ăsta, nu se umple diferența aia, știi? Și este o grămadă de spațiu lăsat între... Așa că poți să pui aceste cutiuțe și aici poți să depozitezi iar pateuri, ouă, dulciuri, se pot depozita. Sau nu, ce mai aveți voi mititel, brânză, prin frigider le poți depozita aici. Mi s-a părut o idee foarte interesantă și da, am cumpărat și eu 3 bucăți. Să văd dacă am să le pun la frigiderul mare sau la ăla mic. Vedem unde mai mult spațiu. După am comandat o chestie, două de fapt, nu una, două, că una nu mi-a ajuns. Așa am zis eu, că una nu mi-ajunge, dar nu mi-ajunge nici două. De fapt, nimănui nu cred că i-ajunge două. Înăuntru au aceste separatoare. Deci ele au venit așa și au și capacul lor care îl acoperă. La produs zice că asta e cutie pentru... Ați pune lenjeria intimă. Da, mă scuz, cine are doar 1, 2, 3, 4, 8 perechi de kilauți? Eu n-am, eu am mai multe. Și cred că fiecare dintre noi avem mult mai mult decât 8 perechi de lenjerie intimă. Și, na, nu s-ar vedea fain, nu știu, parcă par altfel. Și m-am gândit că poate aici am să pun... altceva. Nu știu ce, încă. Am să văd eu pe parcurs. Deocamdată le-am luat și voi vedea. Dacă aveți vreo idee ce am putea pune în această cutie, lăsați-mi un comentariu jos. Dați-mi și mie o idee cam ce am putea noi depozita aici. Am luat două, deci. Două cutii verzi cu două albastre în interior. Așa că da, apucați-vă și se vede sutienul, nu? Apucați-vă și scrieți-mi în mesaje aici așa. După am avut unul de ăsta, cred că când am venit aici mi-a dat maica mea, dar nu știu ce am făcut cu el, nu știu pe unde l-am pus. Este un aparat de la de îndepărtat scamele.
Și v-am zis că mă uitam pe site-ul ăsta, nici nu știam ce să mai cumpăr, așa că am început să cumpăr și eu chestii care știu că am nevoie, mai ales acum că a venit iarna și sunt plovere care mai au scămițe, se mai așa și da, arată așa, îl pornești, bine, îl bagi în priză, îl pornești, aici se adună scamele, le scoți, le cureți și după aia pui chestia asta înapoi și mi s-a părut foarte utilă. Și mai ales că a fost gratis și aveam nevoie, am zis că why not? Da. Se întâmplă când lumea îmi zice, comandă-ți ce vrei tu. Cum să nu? Mai trebuie să mai comand și cuțite și linguri și astea și o să mă mut la casa mea că am de toate. Ok, hai să închid ăsta. Dacă vă interesează un astfel de aparat, o să aveți linkul de descriere în linkul în bara de descriere, dacă nu e ok. După mi-am luat o chestie care iar nu știu ce să fac cu ea. Unde să o agăț? Că eu atunci când am comandat, am impresia că aveam perete gol. Acum nu mai am. Așa că nu știu unde am să o agăț. Sau poate am să o trimit acasă la cumnata mea. Cred că asta am să fac. Și să aibă, deci pe zilele săptămânii, sâmbătă, luni, marți, miercuri, joi, vineri și așa, și să pun aici pentru nepoțelul meu, ce știu, lucruri care îi trebuie la grădiniță sau, nu știu. Mi se pare foarte interesant, într-o pânză de asta, nu știu cum se cheamă. Chiar să mor dacă îmi vine acum cum se cheamă pânza asta, așa, ca un fel de pantalon de aia, de cânepă, de ie, de... Oricum, materialul pare destul de bun și am să întreb pe cumnata mea să văd dacă o vrea, pentru că eu nu am ce face, adică n-am unde să o pun. Deci ar fi utilă pentru anumite chestii, nu am unde să o pun și sigur ei o să placă să pun în cameră la băiat sau o să vadă ea, sau maică mea, nu să întreb, taică mea, nu știu, o să vrea unul dintre ei, trebuie să-l iei, adică unul dintre ei o să vrea, e sigur. După am comandat o altă chestie, eu deja am foarte multe de astea, dar nu am toate mărimile, așa că am comandat un ondulator de păr și da, să-l scot de aici. Să arăt și vouă. Mamă, cum arată ondulatoarele astea. Zici că-s altceva. Dacă aveți copii mici, îndepărtați-i de voi. Îngrăsuțau iar razna. Ok. Ondulatorul arată așa. Acum te întreb, bă, dar unde e ondulatorul? Unde e chestia? Îl bagi în priză. Are pe viteze 1 și 2. Sigur, e chinezărie, că doar nu mă aștept să fie să moară ciupilance trusă nemaipomenită sau ceva. Deci, prima arată ca un... prima arată așa. Are aici un buton care... deschiza asta ar trebui așa, ușor și vine cu 4 capete, deci 4 capete diferite mări. Nu vă gândiți la prostii, da? Vă rog frumos, nu faceți și voi ca mine. Știi cum e, dacă sunt făcută din prostie, numai la prostii mi-e gândul. Arată așa, fiecare vrei să-ți faci onduleuri mai mari, mai mici, mai... Și mi s-a părut foarte interesantă și încă o dată, pentru că am primit-o gratis, a trebuit să mi-o cumpăr, pentru că nu am toate mărimile cum ar veni pentru cârleonți. Și cine știe, de la anul poate am să încep și eu să mă mai aranjez. Tot am părul ăsta lung. Țin minte că odată, când am fost în România, în 2014, tot la fel aveam părul lung și mătușul mi-a face că... Dar de ce-i părul așa de lung? Ți-a murit frizerul? Așa că, da, măcar dacă o să am părul lung, să fie aranjat, cârleonțat, tot timpul, să
Să nu mai zică că mi-a murit frizerul, dacă este aranjat. Nu? Voi ce ziceți? După, mi-a ajuns o broșă care eu am comandat-o, cred că la primul haul de la Rose Gal, și mi-a ajuns acum. Este un 5, cum ar veni number 5, dar nu e number 5. După, am comandat 3 astfel de suporturi. Unul deja l-am pus sus pentru că aveam ochelari care nu aveau suport. Nu aveam loc unde să le mai pun pe suportul meu și a trebuit să comandă altele. Și vă arăt imediat cum funcționează. Deci sunt 2 astfel de suporturi. Pur și simplu bage aici niște găuri. Cățuleac. Așa. Și după apeși până intră, până intră până în capăt. Și acum nu știu cum pui ochelarii. Cred că numai pe parte, că n-ai cum să pui pe 2 părți. Nu se vede o chestie. Da, n-ai cum pe 2 părți. Am acum aici o pereche de ochelari care i-am purtat astăzi și numai bine ca să vă și arăt. Deci, hai să văd. Pui ochelari aici și aici închis cumva. Mă, stai! Uite ce am mânjit. I-am mânjit că tot i-am atins. Și vine așa, pui una, două, trei, patru, 5 perechi de ochelari. Și da, o să umple foarte repede chestia asta pentru că am o grămadă de ochelari care nu au locul lor. Și da, am cumpărat 3 astfel de suporturi. Acum să vedem unde le pun. Să văd unde le pun pentru că am... Da, nu pot să mai închid, să o desfac. Să văd unde le pun pentru că am umplut pe aici, pe sus, pe la dulapuri. Acum, prima pereche de cercei care au ajuns cu întârziere, dar au ajuns, sunt tot la fel cu ciucuri de ăștia, mai că sunt mai mititei. Ce-au părut foarte drăguți și ăștia. Da, când am făcut comanda, la fel, nu m-am uitat, uite, am citit un mesaj. Am uitat de la cine a fost. De la pacienta? Cred că de la ea a fost. Mi-a zis că, vezi că în bara de descriere ai mărimea lor, adică cât de mari sunt sau cât de mici. Dar e deșteaptă de mine, nu mă uit niciodată la alea. Dar acum am să mă uit. Mulțumesc că mi-ai adus aminte că, măi fată, tot te plânge atâta. În loc să te uiți acolo să vezi cât de mari sau cât de mici sunt cerceii, dacă sunt prea mici, nu ți-l comanda, nu? Comandă-ți altceva. Mi-am luat o pereche de cercei, de asta tip... Tăsulea că să pun... nu mai pun. Sunt mititei, tip biluțe așa, ca un fel de diamant. Dar bineînțeles că nu sunt diamante, dar strălucesc frumos și îmi plac la nebunie. Și încă ceva de genul, numai că pe hauleu, pe auriu. Acum nu mai țin minte dacă comanda pe care am făcut-o cu ăștia aurii au fost de la aceeași firmă. M-am cam încurcat puțin. Și ăștia sunt la fel foarte drăguți. Și sunt în formă de romb, cu foarte multe pietricele, cum ar veni diamante. Și... e hauleu. Ăștia chiar că sunt foarte, foarte frumoși. Îmi plac la nebun. Deci de jur împrejur e cu pietricele mititele. Chiar dacă este mic, e foarte, foarte, foarte bine făcut și îmi place. În sfârșit o pereche de cercei mititei făcuți bine. Uitați să-i pun și pe ăștia lanți mici, să nu-i pierd. Ok. Acum... încă o pereche, parcă, da, o pereche de cercei. Eu am impresia că am comandat o pereche de asta, dacă nu mă înșel.
Am să verific să văd dacă este la fel aceeași pereche. Dar nu cred. E ceva similar, dar parcă nu la fel, ca așa au cu scripici, cu alte chestii. Și sunt acești flamingo roz. Da, și am presa că ceilalți sunt roz-roz deschis, ăștia sunt roz mai închis. Bine că și ăștia, vă, că vreau să zic acum, vai, mamă, stai să vezi că sparți, dar nu sparți, au o peliculă deasupra. Și trebuie scoasă. Stai o leacă, stai o leacă, haide mă, intră aici. Ok. Cam atât de bijuterii. După mi-au mai ajuns acești fulgi de zăpadă. Dar eu aveam impresia că pot să-i agăț undeva pe aici. Pe la pat, pe undeva. Nu se vede. Dar pare așa de finuți. Nici nu știu cum aș putea eu să-i agăț. Ia stai să văd. Oh, e unul câte unul. Și trei. Cred că am să-i pun cumva în brad. Deci sunt așa, fugi de zăpadă. Am să-i pun direct în brad. Puteai să pui o sfoară și să-i prinzi așa și să pice cum ar veni. Dar Crăciunul aproape a trecut. Bine că nici n-a venit. Dar mă, nu înțelegeți ce vreau să zic. Și da, n-are rostul. Și ultimul produs este acest forfecuț. Sper să taie, pentru că eu mai tot timpul mai îmi tai vârfurile, mai tai una, mai tai alta și chiar aveam nevoie de un... Ia să tai eu din perucă să vedem. Oh, ia! Yeah. Taie bine, taie bine! Nu fac de prea multe ori așa, căci că faci scandal. Așa că odată, două ori va ajunge. Și da, ăsta a fost ultimul produs, da, pe care l-am comandat de la Rose Gal. Sper că v-a plăcut, se închide și camera acuș. Sper că v-a plăcut și nu uitați să-mi lăsați un like dacă v-a plăcut și nu uitați, nu băgați în seamă persoanele care vă insultă sau vă vor răul. Nu merită. Trăiește-ți viața. Viața este atât de scurtă, atât. Nici nu știi, ai sclipit și a trecut. Așa că, da, fiți fericiți. Vă mulțumesc că și astăzi ați fost alături de mine și ne vedem data viitoare, ok? Pa!